Estauzubillah. Capitolul 2, versetul 92. Moise v-a adus vouă dovezi vădite, însă voi ați ales vițelul, după plecare lui, și ați fost nedrepți. 93. Atunci când am făcut legământul și am ridicat deasupra lor muntele, le-am spus, luați cu tărie ceea ce vă dăruim și ascultați. Ei au răspuns, am ascultat, însă ne răzvrătim. Ne zvrătim. Căci din pricina necredinței lor, vițelul le pusese stăpânire pe inimi. Spune-le, ce lucru josnic vă poruncește credința voastră dacă veți fi fiind credincioși? 94. Spune-le, dacă lăcășul de apoi la Dumnezeu v-ar fi menit numai vouă, nu și altor neamuri, atunci v-ați dori moarte de grabă, arătând că spuneți adevărul. 95. Bă, nu! Ei nu vor dori niciodată, știind răul pe care mâinile lor l-au făcut. Dumnezeu îi cunoaște pe cei nedrepți întru totul. 96. Îi vei afla legați de viață mai mult decât oricare alt neam, chiar și decât închinătorii la idol, căci nu este niciunul dintre ei ce n-ar dori să trăiască 1000 de ani. Nici măcar o viață atât de lungă nu i-ar feri însă de o sândă, căci Dumnezeu este văzător a ceea ce ei făptuiesc. Până aici am citit, dacă este mai... Da, cred că până aici. Și mai luăm după aia. Vedem, da. Domnul Abdullah? Da. Sunteți primul vorbitor astăzi. Când ne uitam la versetele acestea, ca orice profet, Moise a adus și toate versetele de la Dumnezeu la oameni ca să călăzească. Dar vedem că oamenii lor, adică din fiul lui Israel, n-au respectat. Asta e foarte clar lucru. Mai ales prin gura lor a spus că au ascultat, dar nu vor să respecte. Adică foarte clar un lucru. Eu aici mi-a atras atenție un lucru cu vițel. Am căutat puțin pe internet și am colectat din Coran unde trece vițel, cuvântul vițel, în limba arabă, ajil. Așa m-am gândit o chestie că... Cuvântul ajil, limba arabă, are aceeași rădăcini cu grabă, acele. Acele. Eu ce am citit de la traduceri la Coran și la tefsir, mai mult cu prin istorie, toată lumea zice că au făcut, cum se spune, iubire sau plăcere la aur. Din că au făcut și o formă de vițel și au închilinat, adică au făcut un Dumnezeu pentru ei. Și explică și Coran că au făcut. Dar eu mă gândesc un lucru, că am făcut o legătură cu rădăcinul, cuvântul vițel și grabă. Fiul lui Israel au ales... cea mai apropiată lucruri și ce mai concret. Adică ei, chiar dacă zic că crede în Dumnezeu, crede în viața de apoi după moarte, dar mai mult ei cred că pe viața de asta. Adică ceva concret. Din cauza asta, când au plecat Moise de la ei ca să... se spune așa, vorbească sau ca să ia niște
revelație de la Dumnezeu, de la Allah, când au plecat câteva zile, 40 de zile sau într-un anumit timp, după ei au uitat de Moise, mai mult ce au în jurul lor, au ales pe asta. Adică ei vor mereu ceva concret. Și zilele de asta și toată lumea vrea să vadă Allah sau Dumnezeu pe mâna lor ceva concret. Dar Allah este existență, să zic, cum se spune, care nu vedem, nu putem vede. Nu putem vede. Nu putem decât înțelegem pe el prin ochii noștri, prin alte două organele nasul de energie. Sensuri. Alte sensuri să înțelegem pe el. Pentru că dacă erai Allah concret în fața noastră, atunci nu rămâne examinar pentru oameni. Toată lumea crede, toată lumea spune că în fața lui este supusul lui, nu e normal asta pentru examinare. Sau asta. Puțin citesc din ce am colectat de la Coran cu viței, cum am făcut legătură cu asta. Mai înainte am citit capitolul 251. Noi am făcut un legământ cu Moise vreme de 40 de nopți, însă după plecarea lui, voi ați ales vițelul și ați fost nedrepți. Și 254, capitolul 254, verset, Moise spuse poporului său, o, poporul meu, pe voi înșiua v-ați nedreptățit alergând vițelul? Și celelalte doi versete care acum am citit noi, versete 92 și 93, când nu citesc acum, și capitolul 4, verset 153. Oamenii care îți cer să pogoră din cer o carte asupra lor, ei i-a cerut lui Moise mult mai mult când i-a spus, arată-ni-l ai avea pe Dumnezeu. Atunci i-a lovit trăsnetul pentru tăgădă lor, ei au dat întâietate vițelului pe când dovezi vădite la veniseră deja. Și capitolul 7, 148, poporul lui Moise, după el, a făcut din podoabele lor trupul unui vițel ce mugea. Ei nu vedeau, oare, că acest vițel nu le vorbea și nu-i călăuzea. Ei îl luară drept Dumnezeu și fură, astfel dintre cei nedrepți. Tot același capitol 7, verset 152, mânia Domnului lor și umilința în viață de acum îi vor lovi pe cei care au luat vițelul drept Dumnezeu. Așa îi răsplătim pe cei care născocesc minciuni. Și ultimele doi versete din capitolul 20, 83 și 84. O, Moise, de ce te-a grăbit să te îndepărtezi de poporul tău? El spuse, eu sunt pe urmele mele, Domnul meu, eu m-am grăbit către tine și spre a-ți fi pe plac. Cum am spus mai înainte, adică cu grabă, aici mă refer, eu gândesc așa, că cu ceva concret, oameni. Adică dacă e vorba de religie, dacă e vorba de Allah, viața de apoi după moarte și altele lucruri care nu vedem, nu știm exact cum este, atunci omul un pic e suspicios și vrea ceva concret și mai mult se duce la, cum se spune cu mușric, idolatrie. Se duce la idolatrie.
mereu se face pentru ei ceva concret, un zei. Mereu caut asta. Și pentru om, dacă e vorba, atunci ca să învață lucruri bune, cum este crescut omul sau cum este crescut alte creații ale Dumnezeu, are o perioadă de a trăi și a și cum se crească, are un termen. Ca să încet, încet se dezvoltă, se învață, se respectă, să fie un om supus bun, să zic. Altfel, mereu se duce dincolo și dincolo, dreapta, stânga, și se duce în afară de drumul lui Islam, cea mai larg pentru oameni, mai mult ieșe din drumul de drept asta și se duce la idolatrie sau cum e aici, cum e evrei, se duce dincolo, adică să nu respecte profetul atunci. Și legătură cu obiectul care am spus eu cu grabă, mai înainte știam că povestea lui Adam și soțul lui, atunci cum a rătăcit din drumul dreapta prin Satan, prin Iblis, a spus, a șoptit pe urechile lor că dacă vor să fie nemuritori, adică tot legat cu aceeași chestie. Allah a spus că pentru viitor să fie ceva, pentru după moarte, să fie omul o viață mai îndelungată așa, dar el mereu ne spune că pentru viața asta să fie nemuritor, adică e o grabă, ceva concret. Atunci și ei au mâncat din pomul acela care strict interzis. Și mă gândesc și ziua de astăzi că când vedem unde sunt răutăți la oameni, la popor sau la state sau multe, acolo vedem că este cei care fac răutăți, uită moartea, vor să fie nemuritori, să fie, vrea să rămână pe pământ în permanență. Atunci fac răi ei. Dacă vede că mortul este realitate și este și după moarte, există o judecătorie, atunci omul n-are ce să facă. Mai mult, gândește-se să facă pe drum bun. Pentru că omul, dacă gândește că este nemuritor, atunci iubește foarte mult în jurul lui ce are el. Aur, femei, posturi mai înaltă la guvern sau la unde a fost angajat, adică iubește foarte mult și acel lucru pentru om, fiecare să fie un zei, ca să înclină în fața lui, adică și dă viața lui pentru acel zei. Dar dacă vede că, adică se simte că este muritor, atunci cade toate instinctele, un pic se limitează, și atunci începe în jurul lui și caută faptele bune, alte lucruri frumoase, adică caută, zic eu. Și versetele care mai am citit atunci și aduceți aminte și pentru evrei, zice că e, sau acest care a fost la 96, vor să trăiască mai mult timp pe viața de asta. De ce?
Tot același motiv. Dar pentru Islam și pentru Allah, să zic așa, nu este important cât timp am trăit, mai mult cum am trăit. Chiar dacă scurt sau puțin, dar cum am trăit și ce am făcut pe perioada asta. Aia e important. Omul, de exemplu, în vârstă, așa, se întâlnește cu adevărul, să accepte să fie supusul lui Dumnezeu, acceptă și după aia, peste un scurt timp, după ce a făcut niște lucruri mai puține și se duce în celălalt lume, după moarte. Dar el tot a câștigat, pentru că el a făcut faptele bune, chiar dacă puțin, dar din sufletul lui și dragă lui Dumnezeu, a făcut niște lucruri bune. Chiar dacă n-a făcut mult, nu este important în fața lui Dumnezeu. Este important pentru cine a făcut și pentru ce a făcut. Aia e important. Cam asta spun eu de acum dată pentru acel sex. Mulțumim, domnul Abdullah. Domnul Mehmet, aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu atenție mare pe domnul Abdullah. Într-adevăr, băieții ăștia, în subiectul respectiv, din versetele, acei evrei, mulți care citesc Coranul și citesc aceste versete spun, domne, ăsta vorbesc despre evrei, nu despre noi. Dar exact cum spune domnul Abdullah, cu graba asta, noi în România avem o zicală, ce e în mână nu e minciună. Cam asta fac băieții. Domne, lasă încolo, o mai fi, nu o mai fi. Exact asta e, ei nu cred. Asta este primul semn că ei n-au încredere în viața de apoi. Un om care are încredere în viața de apoi nu o să fie atât de indiferent. Nu o să poată să spună cu atât de ușorință, doamne, ce e în mână nu e minciună. Mă s-ar putea să fie el mai mare minciună ce e în mâna ta. Dacă ne uităm în versetul 92, Allah spune că l-am trimis pe Moise cu dovezi vădite. Același lucru spune și în capitolul 17, în versetul 101. Estauzi Billah? Noi am dat lui Moise 9 semne că dovezi vădite. Întreabă-i pe fiul lui Israel. Când el a venit la ei, faraon i-a spus, o Moise, eu cred că ești vrăjit. Acum o să vă spun și care sunt cele 9 semne vădite, adică cele 9 miracole cu care a venit Moise, inclusiv faraon și ceilalți. Aici când spune faraon, eu ce înțeleg eu, nu de o singură persoană și de o mentalitate, că întâlnim aceeași lucru și în alte versete din Coran, că într-un alt verset Allah spune că dacă i-am deschide porțile cerurilor și îi văd realitate, tot nu o să creadă și o să spune, domne, ochii noștri sunt vrăjiți. Ei nu o să creadă. Și Allah ne dă încă o dată în versetul 92 din capitolul 2, același lucru. Spune despre acești băieți care sunt cam grăbiți, că ei vor să fie mulțumiți cu ce au în mână, chiar dacă văd acele 9 semne vădite. Care sunt acele 9? Eu l-am scos tot din Coran, bineînțeles. Tăjnirea izvoarelor din stânci. Este același capitol 2, suretul Bakara, versetul 60. Spune așa, Estauzubillah, când Moise a cerut de băut pentru poporul său, noi i-am spus, lovește stângă cu toiagul tău.
12 izvoare, tâjniră și fiecare cunoscut locul său de băut. Mâncați și beți din ceea ce v-a înzestrat Dumnezeu, însă nu fiți fără stăvilă pe pământ, să mănânc stricăciunea. Ei au văzut cu ochii lor. El a atins, a lovit stâncă cu toiagul lui și a ieșit apă. Dar nu i-a ajuns. A mai trebuit încă 8. Ridicare munții asupra lor. Capitolul 4, versetul 154. Am ridicat noi deasupra lor muntele Tor, când am încheiat legământ cu ei și le-am zis noi, intrați prin poarte posternându-vă. Și le-am mai zis noi, nu încălcați săbatul. Și am luat de la ei legământ strajnic. Aici, ridicare deasupra lor munte, sunt mai multe feluri analizate. Unii spun că a fost un fel de cutremur, s-a mișcat muntele, așa cum auzim de la oameni care, din nefericire, mărturisesc cutremure și spune că, domne, parcă veneau munții asupra noastră. Este o mod de a exprima, cred eu. Semnul 3, adică miracolul 3 al lui Moise, toiagul a devenit șarpe. Sunt mai multe versete care spun treaba aceasta. Vă dau 26, capitolul 26, versetul 32 și capitolul pe care citesc eu acum, 7, versetul 107. Atunci a aruncat toiagul său și iată că el era un șarpe vădit. A patra minune, mâna albă. Sunt două versete în Coran care spune despre acest lucru, 26:33 și 20:22. Puneți mâna la subțioară, o vei scoate albă, fără beteșug. Aceasta este un alt semn. A cincea, despică mare. Adică mai mare ca această, toată lumea, de fapt, pe măpământ, credincios, necredincios, ei știu că a existat un profet, un moș. O cineva, depinde de cultura lui, de unde provine și câte informații are, știe de povestea asta că cineva a despicat mare. Doamne, mai mare miracol ca aceasta pentru cei care au văzut, care ar mai putea fi. Dar nu i-a ajuns, doamne, ei toți s-au întors la vițelul lor de aur. Că era în mână și nu era minciună. N-a avut răbdare să așteaptă să trăiască o viață cuvenită, așa cum cerea Dumnezeu, ca să ajungă la mai multe viței probabil. Dar nu, avea un vițel în mână și aia era important. Iată ce a pierdut. 6, 7, 8 și 9, la un loc, trece în versetul 7, capitolul 7, versetul 133. Noi am trimis asupra lor potopul, lăcustele, păduchii, broaștele și sângele, ca semne lezne de înțeles. Ei erau însă plini de trufie, un popor de nelegiuit. Mi se face piele găină când ai, vedeți aici ce spune, ei erau însă plini de trufie, un popor de nelegiuit. Cei care citesc asta spune, ăia care au fost atunci au murit. Dar noi, atâtea semne pe care vedem de la Dumnezeu, oare suntem la fel de orcă și oamenii ăștia despre care Allah vorbește în Coran? Adică chiar și noi, după atâtea semne, atâtea miracole din Coran care ne arată Allah, oare tot noi cerem, exact cum a spus domnul Abdullah, funcții mai mari, bani mai mulți, avere mai multă, copii mai mulți, case mai mari, mașini mai luxoase, aur, dolar, euro, nu știu, firme, companii. Oare alegem și noi vițelul? Aici întrebarea mea, oare care e vițelul nostru? Ați depistat vreodată? V-ați pus întrebarea asta? Care ar fi vițelul meu în viața asta? Deci aici vorbim de o metaforă, nu? Ar trebui să înțelegem și noi lucrul acesta. Este clar că și creatorul nostru, într-un mod foarte direct, critică pe acești oameni pentru comportamentul lor, pentru purtarea lor.
vis-a-vis de acest ce e în mână nu e minciună, de vițelul lor. Hai să reflectăm aceste lucruri și în viața noastră să vedem. Care e vițelul nostru? O funcție mai mare? Nu știu, încă o companie pe care vrei să o adaugi în grupul de alte companii? O femeie mai frumoasă? Un bărbat mai chipeș? Acum mai nu se practică. Ok. Trec la versetul următor, dar vă rog să vă gândiți la vițelul vostru. Că s-ar putea să avem fiecare un vițel mai mare, mai mic, dar ce vă ia acolo că suntem oameni. Luptă ăsta este. Ne luptăm cu acei viței. Cu cât mai devreme scăpăm de ei, adică să putem să spunem că ce e în mână s-ar putea să fie minciună, atunci cred că arătăm semne de maturitate în credință. Vă rog, domnul Abdullah. Cred că și am citit atunci povestirea cu vacii trebuie să sacrifice, dar din cauza că poate ei au zei cu aia și n-au vrut să sacrifice. Așa, revenim la versetul 93. Aici, în acest verset, Allah spune, atunci când am făcut legământul și am ridicat deasupra lor muntele. Acest legământ cu fiii Israelului se spune de mai multe ori. Dar ce legământ, ce înțelegere, ce contract, cum ar fi? Dacă vedem că să înțelegem mai bine ceea ce continuă mai departe, trebuie să înțelegem că Allah aici face o referire la un legământ, la o înțelegere pe care acești băieți au încălcat-o. Dar care era legământul? Să reamintim din versetele, tot din același capitol 2, din suratul Bakara, versetele 83-86. În conformitatea acestor versete, Allah Atotputernicul i-a cerut copiilor lui Israel cuvântul pentru. 6 puncte. 1. Să slujiți numai pe Allah. Doar pe Allah. 2. Să faceți bine părinților, rudelor apropiate, orfanilor și săracilor. Vă rog eu foarte frumos, în timp ce ascultați aceste 6 cerința ale lui Allah de către acei oameni care au trăit în vremuri, dar puneți-vă în locul lor și puneți-vă că acest legământ, la acest fel de legământ avem și noi obligații. La fiecare verset, la fiecare articol din cei 6, căutați-vă și voi dacă voi încălcați aceste reguli, acest cuvânt pe care Allah ne cere nouă, ca dovadă credinței noastre. De asta să ascultați atenți. Preiau de la capăt. 1. Să slujiți numai pe Allah. Asta faceți sau nu? Acum puneți-vă la oglindă. 2. Să faceți bine părinților, rudelor apropiate, orfanilor și săracilor, adică nevoiașilor. 3. Să adreseze cuvinte bune, frumoase oamenilor. 4. Să se roage, adică să facă rugăciunile, salatul și să plătească milostenie, zăcatul. 5. Să nu vă vărsați sângele unii altora. Ceea ce se întâmplă astăzi în zona Gaza, se vede că iarăși aceiași băieți au încălcat legământul. 6. Să nu vă alungați unii pe alții din casele, din pământurile lor. După acestă cerință ale lui Allah, că i-a luat în conformitate cu versetelor 83-86 de la fiii lui Israel, știi că și versetul anterior au văzut cele 9 semne ale lui Moise, că reprezenta o putere al Creatorului, totuși, văzând toate
semnele ale lui Allah, miracolele prin Moise, ei au încălcat aceste înțelegeri, acest legământ despre care Allah vorbește. Pentru că unii oameni au impresie, mai cu seamă, astăzi spun de ai noștri, de frații noștri musulmani, au impresie că Allah are o problemă cu etnie evreilor. Ei încă nu înțeleg că nu e vorba de o genă, e vorba de un comportament, vorba de un stil de viață. Tu poți să fii născut în China, dar poți să ai aceleași semne, aceleași, cum să zic eu, ignoranță față de cuvântul dat către Allah. Că nu neapărat. De asta, din păcate, unii musulmani, când citesc aceste versete, ei nu se regăsesc aici, nici măcar nu se caută, nici măcar nu iau asupra lor, nici măcar nu se pune la oglindă. Dom'le, aici nu vorbesc de mine, vorbesc despre unii care au murit deja, așa că mergem mai departe. Iată că nu e așa. Bun, trecem la 94. Pardon, la 93 să văd dacă mai am ceva spus. Așa, de vițel am spus. 94. Este Azbila, spune-le, dacă lăcășul de apoi la Dumnezeu va fi menit numai vouă, nu și altor nemuri, atunci v-ați dori moarte de grabă, arătând că spuneți adevărul. Aici, efectiv, Allah îi provoacă pe oamenii ăștia să dorească moarte, dacă chiar cred în ceea ce spun ei. Că, Doamne, în rai intrăm noi. Noi suntem poporul ales. Cei care astăzi critică spusele lor, că întâlnim foarte des aceste spuse din taricaturi, din școli, pe care la emisiunea anterioară am analizat pe toate, în Turcia sunt vreo 88 de secte, să spun eu, fiecare spune că ei sunt cei care vor merge la rai. Ei spun că ei sunt singurii care merg acolo. Același lucru, vedeți, același lucru făceau și evrei de atunci. Așa spuneau ei, că raiul este pentru ei, numai ei au voie să intre. Și atunci Allah îi provoacă. Chiar pe bune? Atunci de ce mai trăiți pe pământul acesta? De ce mai doriți cu vițelul vostru să trăiți 1000 de ani, că vine la versetul următor? Atâta mare dragoste pe pământ. Dacă totuși veți muri și veți scăpa de toate grijile și sunteți siguri că veți duce la rai, atunci ce vă ține atât de mult legat de acest pământ? E, această întrebare este valabilă pentru fiecare din noi, indiferent de religia lui. Moartea există, vom muri într-o zi și vom ajunge la judecată de apoi. Atunci trebuie să fim pregătiți. E, acum, cei care chiar cred că calea lor este singura cale corectă, să o verifice din nou. S-ar putea să fie într-o mare greșeală și calea aceea s-ar putea să n-aibă nicio ieșire decât în iad. Mergem mai departe pe 95 și aici Allah spune, bă nu, ei nu vor dori niciodată, nu vor dori moarte. Știind răul pe care mâinile lor l-au făcut, Dumnezeu îi cunoaște pe cei nedreți întru totul. Asta seamănă, versetul ăsta este foarte apropiat de versetul din capitolul 62, versetele 6 și 7. Asta este de fapt o credință falsă. Și alte similare ale oamenilor cărții sunt descifrate și se dezvăluie cât de greșite sunt afirmațiile lor și mai mult, cât de neserioși sunt ei. După cum se discută în aceste versete și în altele similare, întrucât nu există loialitate și sinceritate în cuvintele lor, nu există nimic consistent în afirmațiile lor. Ei doar afirmă, dar nu sunt sinceri cu ei. Ei știu ce fac. Ei știu că sunt mănâncă drepturile altora. Ei știu foarte bine.
Dar ei se dau mare când doar ei vor ajunge la rai, că se mai adună niște adepți. Fiecare adept înseamnă un ban în plus, o influență în plus. Da. Din acest motiv, ei sunt provocați și se afirmă că dacă sunt așa cum pretind ei, ar trebui să ceară moarte și că se așteaptă că ei să părăsească starea de temniță acestei lumi temporare cât mai curând posibil și să intre pe tărâmul răsplătirii veșnice, adică în rai, dar li se reamintește că nu vor face acest lucru. În rezumat, versetul critică mondenitatea, secularismul copiilor lui Israel și lăcomia lor consecventă pentru binecuvântările lumești, adică materialism, și expune lipsa de sinceritate a credințelor lor și așteptările de binecuvântare din partea celorlalte. Este foarte familiar, nu? Și zilele noastre sunt o grămadă de oameni care pretind același lucru. Dar când pui în față faptul împlinit, să spui, Doamne, chiar atât, hai să mori, nu vrei să mori. Am văzut oameni, am urmărit prin televiziune, prin social media, mari șeicuri, mai șeici sau nu știu, mari șef caos, nu știu, au niște denumiri pe care mă lasă și pe mine la memorie. Marshmaker, zic eu, că altceva nu sunt în ochii mei. Acești oameni ajung în spitale. Doamne, cam toți doctorii din statul respectiv sunt la dispoziția lor. Au o frică de moarte. Dar nu dumneata erai ăla care vindeai cărți în care scriai că dacă citești nu știu ce rugăciuni, majoritatea nici măcar din Coran nu sunt, vei scăpa de toate bolile. Acum, de ce cauți doctori? Ia mai citește-mă propria carte cu care ai păcălit pe toată lumea. Vinzi cărți scrise de tine doar să faci bani, știi foarte bine ce scrie acolo și tu spui la toată lumea că o să mergi la rai, dar când îți vine și ție rândul și când simți un pic de frică, nu-ți deschizi tu propria ta carte? Când încerci să transform pe toată lumea în Harry Potter, în loc să se adăpostească la Dumnezeu, singurul creator, tu îi transformi pe oamenii aia în Harry Potter, să spune niște talismane și să scape de boli, de belele, de nu știu ce. Și când ajungi tu în patul acela de boală, acolo începi să chem doctori. E cum e trezirea. Ok, următorul verset, 96. Aici mi-am atras atenție o chestiune. Spune așa Allah, Stăuzubillah, îi vei afla legați de viață mai mult decât oricare alt neam, chiar și decât închinătorii la idol. Adică el vorbește, Allah vorbește despre cineva care sunt într-o stare mai josnic decât care au idolatrie. Nu? În gândul nostru, Doamne, cine ar putea fi mai josnic decât aia? E, acești oameni care spun că cred, dar de fapt ei nu cred. Ipocriți. Nu este nimic de neînțeles în expresie că ei sunt mai îndrăgostiți de viață din această lume, chiar și decât politeiștii, care nu cred în viață de apoi. O parte din politici nu crede într-adevăr în viață de apoi, dar o parte. Aici este vorba de oameni care cred în religia strămoșilor lor, în conformitate cu, adică mergem la versetul 91. Ăștia sunt nelegiuitori. În versetul ăsta, cuvântul tradus în limba română a fost tradus nelegiuitori. Dar de fapt, acest cuvânt se referă la Iran. Cei care fac rău, despre care tot vorbește mai sus. Cam atât până la versetul 96. Domnul Daniel, aveți cuvânt. Mulțumesc. Ceea ce cred eu
că toate învățăturile care le avem în Coran, indiferent dacă sunt adresate anumitor oameni sau anumitor neamuri, cum e acest exemplu, practic, concret, sunt adresate evreilor. Dar noi putem să învățăm din aceste versete și, cum am spus, le putem vedea în ziua de astăzi de jurul nostru. Cum a spus domnul Abdullah, oamenii au vrut vițelul ca să-l vadă concret, să pună mâna pe el. Trebuie să fim realiști și să înțelegem că întotdeauna, în toate timpurile, au existat oameni religioși și oameni credincioși. Eu fac o distinție foarte clară între aceste două grupuri, pentru că oamenii religioși sunt cei care respectă niște ritualuri și respectă niște legi și atât. Nu neapărat există credință în sufletul lor. Ei doar respectă. Mi-amintesc din capitolul 49 din Coran, când Dumnezeu îi spune lui Mohamed, pace asupra lui, să le spună la beduin: voi nu credeți, voi doar vă supuneți. Credința nu era în sufletul lor, ei doar se supuneau. Așa și în ziua de astăzi, așa au fost și acum 1400 de ani, și acum 2000 de ani, și acum 3000 de ani, și acum cine știe câte mii de ani, oamenii au fost mai dorniți să pună mâna pe zeul lor, pe idolul lor, decât să aibă puterea de a crede în Dumnezeu, în Allah, în Creator, pe care nu l-a văzut nimeni, pe care nu poate să-l vadă nimeni, și să crezi în ceva ce nu a văzut nimeni și nu vezi nici tu. Să crezi în ceva ce poate vine, poate nu vine. Ziua judecății de apoi. Și mai ales când omul e tânăr, mai trece cu vederea și se mai gândește ce e în mână, nu-i minciună. Și când îmbătrânește, începe să gândească mai mult. Înspăimântător pentru mine, cu tot respectul, am citit și din Biblie destul de mult, mă scuzați-mi, este strănut și nestrănut. Această poveste, această parte a povestii, a poveștii acestui neam, ce este înspăimântător pentru mine, că este singurul neam de pe pământ despre care vorbesc mai multe cărți, că au văzut și au trăit acele minuni. Să vezi cu ochii tăi acele minuni, să vezi apa mării în stânga și în dreapta și tu treci pe fundul mării, să vezi cum îl neacă pe faraon, să vezi râul roșu de sânge, să vezi invazia lăcustelor și broaștelor. Bun, chestia cu toiagul, evreii n-au văzut-o pentru că a fost în interior, era în fața faraonului, nu toată lumea avea acces acolo. Mă, hai să mergem să ne uităm și noi. Nu, acolo au fost puțin. Dar restul le-au văzut cu toții. Și după ce au văzut toate lucrurile astea, să duci și Moise ca tătomul credincios să vorbească cu bărbosul șef, cu șeful de echipă, cu al bătrân, să-i dea legile. Bă, șeful, după care le ia uite, băi Moise, vin aici, ia legile. Ei, până o vinge înapoi cu legile, ăștia și-au făcut un vițeluc de aur, s-au închinat la el, pentru că e simplu așa, îl vezi în față, pui mâna pe el, da, bine, vițelul nu făcea nimica, dar ei aveau sentimentul că dacă îl văd și pun mâna pe el, atunci ceva o să întâmple bun pentru ei. Deși au trecut prin, în ultima perioadă a vieții lor, care au fost, nu știu, un an, doi, trei, cinci, nu știu, nu, nimeni nu specifică nicăieri în cât timp au fost aceste minuni,
dar practic le-au trăit cu toții. Deci cât de lipsit de credință poți să fii sau de biblică încât să trăiești toate aceste minuni și tu să-ți faci un vițel, să te închini la el. Bine, asta e nedumerirea mea de zeci de ani. De când am început să citesc Biblia, găsim povestea în Coran, s-a certificat totul și am rămas la aceeași uimire pentru acest popor. Dar, exact cum spune domnul Abdullah, e greu să crezi și să nu vezi. E greu. Dar, de fapt, asta e credința. Asta, de fapt, e esența credinței. Să crezi în cele nevăzute. În alea văzute e simplu să crezi, dar în alea nevăzute. Și avem și noi minunile noastre pe care le vedem zi de zi sau din când în când și pe care, din păcate, nu le băgăm în seamă. Avem ploaia pe care o vedem și nu o băgăm în seamă, numai că ne enervează, că ne udă. Dar, de fapt, exact cum ne spune și în Coran, învie, practic când plouă, învie natura. Dar nu observăm, numai ne enervează. Avem minunea sarcinii, dar nu băgăm în seamă că da, așa se întâmplă dintotdeauna. Avem, nu știu, aș putea să stau vreo două zile să te dau exemple, dar să mă ierte Dumnezeu, mai pune lumea mâna să citească Coranul ăla, că e la îndemâna oricui. Îl găsești și pe internet, și pe telefon îl poți instala, sau cine iubește cititul poate să găsească cartea, să o cumpere. Deci avem atâtea minuni și noi în ziua de astăzi. Dar, cum ați spus, oamenii vor să fie mai șefi un pic, își doresc putere mai multă, avere mai multă, o poziție mai înaltă, să fie un fel de semizeu, de semidumnezeu, ajutor de Dumnezeu principal. Asta e dureros. Și, din păcate, chiar dacă există învățătura în cărțile tuturor religiilor, oamenii pot să devină religioși, chiar să se supună, dar sufletul lor nu crede cu adevărat. Am văzut oameni religioși în viața mea, din multe grupuri religioase. Sunt oameni care se ceartă cu toată lumea. Am văzut oameni credincioși din multe grupuri religioase. Sunt oamenii care se înțeleg cu toți oamenii. Nu se ceartă niciodată. Ei doar spun adevărul și la revedere. Îți dau și dovezi dacă vrei și tot la revedere. Ei nu vor să certe. Ei spun asta, îi crezi bine, nu crezi bine, că e pe persoană fizică. Cu răspunderea. Nu-i SRL, nu-i cu răspundere limitată. E pe persoană fizică, e cu răspundere maximă. Din păcate, și cei care conduc lumea vor să fim cât mai dezbinați și cât mai necredincioși. Pentru că lipsa credinței duce la slăbiciunea omului. Omul care este credincios e un om puternic, pentru că el are principii morale, are principii etice, are bunătate, dar neavând credință, moralitatea pentru el e o chestie de cum îi convine, normalitatea e ceea ce are el chef, bunătatea n-are importanță pentru că nu vede niciun folos. De multe ori oamenii sunt buni cu alți oameni pentru că au un folos. Nu pentru că așa a spus Dumnezeu, ci pentru că au un folos.
De multe ori am auzit oameni care spun, dar ce, dacă eu n-am o religie sau n-am credință și fac fapte bune, nu-i important? Nu. Nu, când îmi spui că faci fapte bune, că așa vrea mușcul tău, nu e o chestie de caracter. E o chestie de interes. Ai un interes să faci ceva și să dai ceva și să scoți ochii că i-ai dat. Ce frumos e și versetul din Coran care spune o faptă bună urmată de o vorbă rușinoasă e fără de folos. Ei, la poporul ăsta, după cum ați dat exemplele din Coran referitor la această întâmplare cu vițelul, sunt, nu știu, 12 sau 14 versete în total care ne atenționează asupra acestui lucru. Și eu, exact cum a spus, să ne gândim la vițelul nostru. Care e vițelul nostru? Care e tendința noastră? Oare, într-adevăr, noi avem credință sau căutăm un vițeluc? Mai micuț așa, mai ceva, mai bun colțul mesei. Și de multe ori se întâmplă că de fapt să realizăm că credința e slabă. Și când credința slăbește, apare vițelul. Chiar dacă vițelul e o chestie de albastră cu alb și cu nu știu ce, o ochiul nu știu care, care te salvează de socră sau de nu știu cine. Deci el e tot un fel de vițelul, ca cea mai micuț, mai colorat vițelul. Deci ar trebui să învățăm cu toții din aceste versete, din această atenționare care a făcut-o bunul Dumnezeu, Allah prea înaltul, a făcut-o poporului evreu, pentru că ei, într-adevăr, au fost cei care au trăit și au văzut pe viu puterea lui Dumnezeu, au văzut ceea ce noi acum, mulți oameni, că zic, o zod despicat mare, că să vezi că era o mare, o bătut apa pe stânga, ei s-o dus pe dreapta. Deci în momentul de față, marea majoritate oamenilor nu cred. Că au venit broaștele, da bă, că au fost secetă undeva și au fugit toate broaștele. Da bă, au fugit broaștele din pe jumătate globul. Că au fost secetă la Singapore și au venit la Alexandria. Și toate broaștele, luat-o la fugă toate odată. Bun, invaziile coste le mai putem argumenta, că vin ele grămadă, hop-top. Dar nici aia nu se justifică, că nu era zona acolo unde să dea călare lăcusele. Deci să trăiești asemenea lucruri și după aia să-ți faci un vițel în mai puțin de 40 de zile, să renunți la această putere a creatorului tău și să te închini la vițel, asta arată de fapt caracterul unui neam, că nu erau doi acolo. Erau cam toți erau acolo. Erau cam toți. Nu toți au făcut lucrul ăsta, nu toți au participat, dar din moment ce s-au făcut, înseamnă că și cei care nu au participat au acceptat sau le-au permis. La fel cum și în ziua de astăzi se întâmplă de multe ori când oamenii închid ochii când cineva face o porcărie. Vreau să dau un exemplu dureros. Am văzut acum câțiva ani trei musulmani la București care au înșelat pe al patrulea musulman. I-au distrus afacerea, i-au cumpărat marfa la 20% din valoare, nici nu i-au dat toți banii în înșelăciunea aia și în final a ajuns omul ăla să împrumute bani ca să plece acasă că mure de foame în București. Întâmplător am aflat, am fost atât de prost încât să cred că dacă le spun la cei trei, ei au să se corecteze. Le-am spus, bineînțeles că nu s-au corectat, bineînțeles că mi-am făcut niște dușmani foarte serioși.
Și a doua zi cineva mi-a spus că, domnul Dan, dar nu-i voi așa să spunem că noi trebuie să acoperim, dacă un frate de-al nostru face o faptă rea, trebuie să o acoperim. Că așa a spus profetul Sărac Salim. Și zic, dragule, dacă profetul a spus așa ceva, eu nu-l recunosc ca profet. Pentru că în momentul în care eu acopăr o nelegiuire făcută de cineva, eu sunt complice, părtaș. La acea faptă. Deci, efectiv, acei evrei care n-au participat la rugăciunile la vițel și la orgiile care se întâmplau acolo, nefăcând nimica, erau părtași. Erau ca și niște acoliți așa mai de nivelul 2-3 acolo, mai mici, mai lipsiți de importanță. Deci, credința, când există, oprește nelegiuirea. Face ceva. Când nu există, atunci găsește motive să nu spună nimic, să nu facă nimic. Aici mă opresc și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă cineva mai dorește să completeze, da, domnul Abdullah, vă rog. În Coran, dacă nu mă înșel, spune că cine este un bun supuș? Cel care are două stăpâni sau cel care are un singur stăpân? Te dau pentru noi un exemplu. Adică ziua de astăzi, toată lumea spune că libertate, libertate, freedom, adică pentru toți. Bună chestia asta. Dar acolo nu există credința către Allah, către Dumnezeu, atunci sunt sute de mii de zei, oamenii sunt supuși lor. Adică fuge ca să fie supusul lui Dumnezeu cu cel care, creatul nostru, pentru noi, pentru omul, vrea să fuge de la el, dar să fie ei supusul multor zei. Asta e realitatea. Ei se supun la oricine le poate da un avantaj. Și la șeful de echipă, și la șeful de producție, și la directorul principal, și la directorul general, pentru că ei caută, exact ca și evreii, beneficiile în ziua de astăzi. Neexistând credință, omul nu se gândește nici la judecata de apoi și nici la ce urmează, la viața infinită. Se gândește numai acum. Acum să am un avantaj, să am o șmecherie, să fac o chestie și apoi după aia văd eu. Și cam așa merge. După aia văd eu. Ei, iată versetul care ne spune că dacă ne mai lași un pic să vezi numai ce de fapte bune facem. Voiam să completez la ceea ce a spus dumneavoastră referitor la tribună care privește meciul, ține cu una din părțile, de obicei ține cu partea câștigătoare, dar vede că meciul este târguit, dar nu zice nimic, pentru că el face parte din tribună cel câștigăților. Au interes. Dar dacă pe ei întreb, dom'le, dar tu ești băiat rău sau bun? Dom'le, eu am o inimă curată, eu n-am făcut, ăștia au făcut, dar eu n-am făcut nimic. Eu nu m-am atins, știu că aia-s oameni amărâți. Cam asta joacă ei. Ei stau și privesc și nu fac nimic. De fapt și de drept, de multe ori, vinovați sunt acei oameni care știu, făd și nu fac nimic. Altfel, băieții răi nu ar fi putut să facă rău dacă nimeni nu-i atrage de ureche, dacă nimeni nu-i atenționează. Eu cred că noi, fiecare din noi în viața noastră,
în afară de aceste emisiuni, avem o luptă pe care o ducem cu oamenii din jurul nostru când ei fac anumite greșeli. Atragem atenție și e vorba domnului Daniel, că de multe ori ne facem dușman decât o simplă mulțumire să spune da, frate Mehmet, da, frate Abdullah, da, frate Daniel, mai ai dreptate, așa ne spune Allah. Îi deranjează că i-arăți realitate, îi deranjează că arăți că au greșit, dar ei, interesele lor, adică vițelul lor, e mai important decât mesajul lui Allah. Vedeți ce spune, stați că găsesc versetul din capitolul 4, stați că am uitat versetul 135. Allah către noi, către credincioși, ne adresează. Estauzubillah. O, voi cei ce credeți, fiți întotdeauna drepți, mărturisind drept înaintea lui Dumnezeu, chiar și asupra voastră, a părinților voștri, a rudelor voastre, fie că este vorba de un bogat ori de un sărac, căci Dumnezeu este înaintea tuturor. Nu urmați poftei, păgubind dreptate, căci dacă o întorceați, ori întoarceți pe dos, să știți că Dumnezeu este cunoscător a ceea ce făptuiți. Allah ne atrage atenție că și chiar dacă e vorba de noi, de părinții noștri, de copiii noștri, de apropiații noștri, noi să ținem cu dreptate. Bun. În acest caz, citind acest verset, aplicând în viața noastră, am putea fi noi să fim aia din tribună? Nu. Deci un om credincios, că versetul așa începe, către credincioși. Deci Allah într-un fel sau altul, după ce înțeleg eu din acest verset, într-un mod anume definește o parte din calitatea credinciosului, că ține și instalează, restaurează dreptate pe pământ cât trăiește. Unde vede o nedreptate, n-are importanță că e bogat sau e sărac cel care face nedreptatea asta. Sau e de interesul lui sau de altora, de apropiații lui. Nu, el ține cu dreptate. Cu alte cuvinte, un credincios adevărat ar trebui să spune că regele este dezbrăcat. Ar trebui să spune treaba asta. Cât timp, că eu pe subiectul ăsta, într-adevăr, nu zic că mă cert, dar îi atrag atenție la mulți oameni care se pretind oameni luminați, și critică pe acei bărboși, așa zic eu, bărboși ăștia care vând religia. Eu spun, domnilor, critica voastră să nu rămână pe vorbe. Ridicați-vă în picioare cu Coranul în mână. Primul și primul rând este detestabil ceea ce fac oamenii ăștia în numele religiei și fac foarte mari păcate, dar voi, oameni pe care singur vă definiți că și luminați, dar nu citiți Coranul. Voi nu puteți lupta împotriva lor dacă voi nu știți ce scrie în Coran. Drept pentru care spun, noi cei care citim Coranul, face parte din viața noastră, în fiecare zi ne preocupă mesajul lui Dumnezeu, este datoria noastră să nu fim aia din tribună, să fim din acest verset, din capitolul 4, versetul 135, oameni care restaurează, oameni care implementează dreptate pe pământ. Cât putem? Cât putem în viața noastră? Dacă fiecare credincios ar încearcă să facă doar versetul ăsta, doar versetul ăsta, nu din 6236 de versete, doar versetul ăsta, v-ați putea gândi în cam în ce lume am putea trăi? Dom'le, avem o carte minunată. Din păcate, oameni educați stau departe de carte. Așa cum profetul nostru Muhammed, pace să fie asupra lui, se va plânge în partea cealaltă, în fața lui Dumnezeu, așa cum spune în versetul 30 din capitolul 25. O, Doamne, poporul meu
a stat departe de această carte. Eu nu vreau să fac parte din acest subiectul, din acestui plângere în fața lui Allah, făcut de profet. Eu nu vreau să fiu. De asta, pentru cei care cred, este și o chemare la acest verset. Dragii mei, să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să nu rămânem indiferent. Vedem ce se întâmplă și în Gaza. Se întâmplă foarte multe nedreptăți. Allah să ne ajute să putem îndrepta lucrurile cât putem. Am zis. Domnilor, vă mulțumesc tare mult. Bă, săptămâna viitoare atunci rămâne ca subiect magia, farmecele și descântecele și deocheată. Dacă e real sau invenție. Și vreți joia viitoare să fie tot la ora 9 sau revenim la ora 8? Joia aveți timp destul pentru iftar? Deci joia viitoare, vă zic eu la ce oră va fi iftarul la mine în zonă. În jur de 19:05. Deci cu ore României 8:05. 8:05. Da. 8:05. Deci, teoretic mie îmi trebuie 20 de minute să mănânc. Putem face, nu știu, să nu fie târziu și pentru dumneavoastră. Putem să facem 8:40. Bun, atunci rămâne pentru 8:40, domnul Abdullah. La noi este timp destul. Cât a spus? 8:40. Ora României. Okay. Ora României. 9:20. Cine aduce aminte, mai bine că să nu... Mi-aduc aminte că e problema mea cu ora. Pentru că anunțăm, dacă schimbă așa ceva, omul, știți, suntem obișnuiți la ora 8. Da. Trebuie de amintire. Acum, perioada asta, Ramadanului, după aia revenim la ora 8. Da, sigur. Și miercuri să trimitem un mesaj pe grup să ne amintim de subiect. 8:40. Ok. Vă mulțumesc tare mult, o seară frumoasă. Salam aleikum.